Salutare fraților, eu sunt Mad King. Sper că mă auziți bine. Am avut tot felul de probleme. Ba cu Windows-ul, ba cu licențe, cu stream-ul, setării. Bineînțeles, nu m-a ajutat nimeni, ia și caută, fă totul. Dar o să discutăm după meciul ăsta Deadlight. O să vorbim mai multe. Până atunci să dăm drumul la un meci. Cum vă spuneam, nou, acum am băgat Windows 7 licențiat, că aveam unul cumpărat după Filist. Și cu Windows 7 se pare că nu suportă procesorul Coffee Lake, i7-le. A zis că mi-au dat o chestie, că nu îmi trebuie Windows 10, cum mă și așteptam, dar n-am avut 10 licențiat, trebuie să-l cumpăr. Și iară altă problemă. Deci, fel și fel de chestii vin, dar când trebuie să, cel puțin, când vrei să faci ceva, se pare că sunt tot felul de încercări pe care trebuie să le depășești și să mergi mai departe, dacă vrei să faci cu adevărat acel lucru. Am să iau alt Windows și o să încerc și cu, o să încep din nou și cu Battlegrounds. Dar până atunci facem ce putem, nu? Dacă dă loc, e bine ceva. Hai să vedem ce facem aici, de data asta. Scăpăm sau nu scăpăm? Hai, hop. Fac ceva totuși, nu? Shit. A stat în inima puțin, vă jur. Shit, man. Perfect! Perfect! Aproape! Au, ce urât e calul ăla!
Ah, shit, 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 shit! Oh! Fugi, 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 fugi! The fuck! M-am pierdut, m-am pierdut, m-am pierdut! Oh, băgă-mi ești! Tu-ți clownul! Bagă bere așa! Ia uite câta burta ai! Tăi în gură de alcoolist! Bă, ce față are! S-a băut toată viața! M-a agățat, bă, frate! Mai avem două generatoare și scăpăm. Doar două generatoare. Hai, 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 hai. Mandajează-mă. Vine? Și așa, ia vezi. Vine. Să mai facem un generator. Oare vom scăpa din această capcană nemiloasă a clownului? Fuck me! Reușim, reușim. Hai bă, la... Băi, sunt un idiot complet. Plecați, plecați. Mai avem doar unul. Cineva e la clic, cineva e la clic. Mă duc eu să-l salvez. Vin. Rezistă că vin. Shit. Ce prostie mare am făcut! Bă, trebuie să repar la un generator eu, frate. Lasă-i pe ei. Să descurce că mai avem doar unul. Eu cam pierd timpul pe aici. Ia să vedem, găsim ceva medical. Lanternă, bun! Avem unul care tocmai a trecut în neființă. Ce e aici, trebuie să stăm aici, da? Dacă am lanternă acum, punem unul, da. Fac în cabine. Coming. Oh, shit, m-a văzut! M-a văzut! Ah! Fugi, fugi, fugi!
Cam ea. Am mai fost în cârlig, am mai fost odată. Tot de ori. Acum voi muri sau nu? Scap, 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 scap. I'm fucking dead. Nu cred. Și va trebui să mă salveze. Cam, 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 cam. Cam, 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 cam. Reușesc să scapăm? Reușesc? Shit, run, motherfucker. Run, motherfucker. He's fucking coming! He's coming! Deci, oficial, n-am reușit. Mai există vreo șansă, oare? Mă pune acum mitriligul aici. Da, și mai aveam doar un generator, frate. I am so fucking clown. Mai încercăm un. Mă, surprinzător, ăsta merge bine. Deși Windows-ul nu recunoaște procesorul la capacitate maximă, se pare că ăsta merge bine. Să vedem acum cum o să fie și video după ce termin. Da, în principiu o să fac cam înregistrări. Și să abladez, cred că mai puțin cu live-urile, mai târziu, dacă după ce creștem puțin. Și trebuie neapărat să-mi iau și un alt PC pentru streaming. Deci să merg cu două, pentru că nu-mi place calitatea, nu-mi place cum se simte jocul în momentul când fac stream. Mai ales PUBG. Jegul ăla de joc neoptimizat. Prost optimizat. O să mai încercăm unul. As Survivor. Ah, shit. Join the fucking lobby. Ah. Nu mai am nici substanță. Nicotină. Cherry. Hai să scăpăm meciul ăsta, dacă intră lumea odată, să și începem. Făcusem bine, mai aveam un generator. Fuck it. I'm ready. I'm ready. I'm always ready. The fuck? Am putea chiar să facem și un roleplay. Da, un roleplay în meciul ăsta. Cum ar juca Vadim Tudor, spre exemplu. Acest meci. Cum ar reacționa Vadim Tudor? Acest video este un pamflet și trebuie tratat ca atare, bineînțeles. Come on, guys! Trebuie încet să mă transform. Perfect!
că nu v-am spart timpan. Să apară Vadim. Băia nesimțiților. Când eram în trecere spre vila mea de la Znagov, am zis să opresc totuși să joc acest joc. L-am găsit la ofertă pe Steam, Dead by Daylight. Am zis totuși să-i dau o încercare, să vedem dacă nesimțitul ăla The Killer îndrăznește să aibă un dialog cu mine. Să vedem totuși ce se poate întâmpla. Întotdeauna pot să spun că am fost pregătit. Am dublă personalitate și o dezvolt a treia. Deci, după cum puteți vedea, avem de făcut 5 generatoare ca să putem scăpa de acest nesimțit, că altfel nu-i putem spune The Killer. Deci vom începe în 3 sau? Deci, Facing the Cannibal. Am înțeles. Dar nu înțeleg totuși cum vom putea juca în 3, domnule. Am înțeles. Mi se șoptește în cască că nu are cum să întâmple așa ceva. Nu are cum... ca Vadim Tudor să întâmpine asemenea probleme. Greu cu personalitățile astea. Sunt multe. Doar 2-3 ies la nivel, în când în când. Deci suntem în generală. Ce faci, băi, nesimțitule? Uitați, deci efectiv nu pot să joc cu asemenea pitică. Pleacă, băi, nesimțitule. Băi, n-ai tu dialog cu Vadim Tudor. Băi, cine l-a pus pe nesimțitul ăsta în joc? Uitați-vă la el cât este de handicapat. Băi, nesimțitule, de-abia am intrat în joc. Uitați-vă la această pitică, totuși. Vai, pitico, mulțumesc, dar pleacă dracului de aici, că ne omoară ăsta. Băi, tot mă urmărește ca nesimțitul. Cred că am scăpat de acel nemernic.
Bandajează-mă, fă pitico, că te și pleznesc. Bau. Uite-l cât e de prost, că nu se prinde efectiv, că sunt în dulap. Bau. Cred că m-a auzit când am fluierat, dar nu a făcut nimic. De stai aici ca un camper, idiot, pot spune. Băi, nesimțitule, pleacă de aici. N-ai tu dialog cu Vadim Tudor. Oh my... fă-i pitico, ești tu pitică, dar ai idei bune. Am să te premiez totuși cu o pereche de palme când vom câștiga acest match. Oh, shit! Mă, dar asta are cordul sau cum? Nu vede că mă bandajează? The fuck is going on? Vadim a părăsit camera. A rămas eu. Unde pula mea? Ce faci? Deci pe mine mă vede, pe ea nu, să-mi bag pula. Deci da, sunt ca și mort. Ia. Deci dacă mă bag... Bă, ce pula mea, frate? M-a prins și iar, băgă! Du-te morții, mă! Ia! Nu, frate, ăsta e bug sau ceva cu pula, deci când mă face asta, asta nu mai mă vede. Pe care are vreun skill ceva. Ia! Deci prima oară m-a... Ce pula mea s-a întâmplat, mă? Băga mea și pula, băi, frate. Ia, deci fiți atenți. Aaaa!
Păi de ce nu-i vedeam, frate, că nu înțeleg. Salvează-mă în pula mea! De ce ăla e numai pe mine și pe aia doi nu-i vede? Cred că are ceva cu Vadim Tudor. Efectiv, probabil, e ungur. Că nu înțeleg ce se poate întâmpla. Dă-te morți, mă. Bă, frate, deci asta a fost mânărie sau că eu nu înțeleg. Pune-i lanterna aia în pula mea, nu... Wiggle, 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 wiggle! Avem două generatoare. Scăpăm? Bă, a fost numai pe mine ăsta, că nu înțeleg. Deci killerul ăla e retard. Ia uite, l-a prins fața la ei. Urare, lag, ceva se întâmplă. Da, deci e retard. Ia uite. Deci e retard, avem un killer retard. Uhu! Probabil când a auzit că am vorbit eu, i s-a făcut și frică și rușine, totuși. Vom scăpa totuși din această închisoare.
A scăpat singur. Deci îl trimite iar la mine și pe mine dacă mă mai iau o dată mor. Băi, frate, deci nu se poate așa ceva. Marș, fă, eu vin să te ajut și tu. Deci fii atent că trimite pe bulangiul ăla pe mine. Marș în pula mea. Mamă, deci m-ai enervat. Da, am plecat, da. Sayonara. Bă, deci i-a arătat spre minimum, frate. Nu înțeleg ce vrea să fac. Băi, fraților, deci cam ăsta a fost clipul. Eu sunt Mad King. Nu știu dacă se vede. Ce să vă zic? Țineți-vă în continuare de treabă, ce faceți voi. Nu vă lăsați bătuți. Întâmpinați tot felul de chestii, am pățit-o pe pielea mea. V-am zis, tot încerc să fac live stream, să fac chestii, tot îmi vin lucruri nașpa pe care încerc să le depășesc. Și asta e, mergem înainte, nu? Să fim pozitivi, optimiști și nu vă lăsați bătuți. Trebuie să iasă, trebuie să facă cum vrei tu. Deci în viață, practic, ți se întâmplă ce vrei. Dacă tu vrei să fie chestia aia, le lupți până iese chestia aia, ca așa vrei tu. We are the creators. Da? Bun. Cam asta a fost videoul. O să văd ce pot să mai fac, ce pot să mai înregistrez, ce jocuri noi. Videouri după... poate live-uri, să văd între timp. Vă mulțumesc mult, like, share, subscribe dacă v-a plăcut, să mai vedeți pe Mad sau Vadim sau alții. Și normal că o să vreți să-l vedeți pe Vadim Tudor jucând alte jocuri. V-am pupat. Peace. Quit game.